Doamne și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Vizita Pape este cea care ține, să spunem, prima pagină sau, haideți să spunem, este în prime time. Această știre, ultimele pregătiri pentru vizita Sanctității sale. Ce aveți voie să aveți asupra dumneavoastră dacă veniți să-l vedeți pe Papă despre noutăți? Discutăm astăzi cu Părintele Adrian Blăjuță de la Biserica Romano-Catolică. Isus fie lăudat, Părintele, lăudat fie Isus. În vecii vecilor. Uh, mai este o săptămână și, haide să spunem, 10 zile. Haide să spunem 10 zile până la vizita sanctității sale. Suntem pe ultima sută de metri cu pregătirile, nu e așa? Așa este, mult a fost, puțin mai este. Uh, au trecut luni de când am început uh, această perioadă de pregătire a vizitei Papei Francisc și la noi aici la Iași și uh, suntem chiar pe ultimele 100 de metri, dar de fapt 50 de metri 50 de metri așa. acum, da adică um, chiar ne apropiem și simțim și emoția acestei întâlniri cu uh, cu Papa Francisc. deja parcă vedem cum va fi pentru că lucrurile s-au cam pus la punct uh, mai sunt ultimele detalii de a fi puse și în aplicare aceste hotărâri care au fost luate dar uh, vedeți, uh, ca să luăm așa pe scurt, deja au fost primite în uh, parohii acele bilete permise de acces în spațiul securizat, în acel perimetru mai securizat din fața Palatului Culturii. Așadar, de mâine, toți cei care s-au înscris în parohii pot merge la biserică să își ridice permisul de acces. Este permis nominal nu poate fi multiplicat pentru că este un, un bilet, este un bilet special realizat cu Elemente, este de, siguranță. Cu elemente de siguranță detectabil cu scanner Colegi. cu infraroșu și un cod QR atunci nu se poate multiplica așa că, cei care doresc să vină la data de 1 iunie la întâlnirea cu Papa Francis, dacă nu au acest bilet, nu vor putea să intre în spațiul securizat. Așa cum am comunicat, sunt șapte zone în fața Palatului Culturii, uh -huh. incluzând zona online. Apropo, o paranteză mică, da. făcând uh, pentru înscrierile online, se poate face uh, continuu aceste înscrieri online, pentru că cei care se înscriu primesc automat și biletul uh, prin e-mail. Uh -huh. Și este zona aceea din uh, Anastasie Panu cu Elena. Doamna, acolo da, vor, da, da. vor putea uh, intra în acea zonă. Spuneam, sunt șapte zone în fața Palatului Culturii, dar este și o zonă în. Uh, perimetrul catedralei romano este super securizată. Și, uh, pentru că papa va veni acolo în primul rând în ziua de 1 iunie la 5.25 îl așteptăm să intre în catedrală. Așadar, spuneam că biletele deja de mâine se pot distribui, oamenii pot să vină să-și ia pe baza înscrierilor pe care, pe care ei le-au făcut deja în parohii până la 1 mai. Da. Și uh, cu aceste bilete și un act de identitate pot intra, pot în, acele intra pot în acele zone. Ce, ce nu ar trebui să aibă asupra lor cei care vor veni la întâlnirea cu Papa Francisc? Mai întâi să nu-i speriem pe <laughs> cei care vor să vină la întâlnirea cu Papa Francis toți sunt așteptați și pot să vină, chiar și cei care nu vor avea bilet. Doar că în această zonă de securitate maximă sau un perimetru de securitate, sunt anumite restricții. Va fi o percheziție, va fi o verificare antiterror și pentru securitate, sigur. Și trebuie să ne gândim în primul rând cam cum se intră la aeroport, de exemplu, cu ce e voie și cu ce nu este voie. Doar că având în vedere tipologia evenimentului de la Iași, vin și persoane în vârstă și persoane în copii. Și atunci am avut în vedere și uh, cei de la SPP au avut această îngăduință să mai permit anumite lucruri. Așadar, uh, am luat cu mine și de asta am și spus da. cu bunăvoință, dumneavoastră, am luat și o foaie cu mine în care am toate aceste recomandări din partea... Uh, serviciului, afacerilor interne de... și toate da, da. aceste servicii și chiar le-aș chiar, enumera, chiar le-aș citi. Ca să știe și da. toți cei Așadar, care... obiectele interzise pentru participanți sunt bagajele voluminoase armele sau obiecte ascuțite sau contondente, obiecte care pot fi folosite pentru acțiuni violente sau pentru tulburarea ordinii publice, cum ar fi pietre, cu bile sau care pot deranja fonic, vuzelele. Vuzelele care... Da. Apoi, nu se poate veni cu obiecte pirotehnice, adică petarde, brichete, artificii, nu se poate veni iarăși cu arme de jucărie sau copii și imitații ale armelor de foc, care pot fi confundate cu armele adevărate, cu băuturile alcoolice sau droguri. dispozitive cu lichid sub presiune, cum sunt sprayurile, da. dispozitivele cu șocuri electrice sau substanțele cu efect iritant, lacrimogen, paralizant sau incendiar. Acestea sunt interzise pentru participanți. Dar. Sunt permise următoarele uh, lucruri: scaun pliabil de mici dimensiuni, avem în vedere persoanele în vârstă, da. sunt mai multe ore, vom vorbi când se va putea exact. intra în acest perimetru, și atunci se va putea aduce un scaun pliabil de mici dimensiuni. Pot fi aduse ceaiuri, sucuri, alimente nepierisabile, dar trebuie avut în vedere și faptul că, uh, din partea primăriei și a sponsorului, uh, vor fi oferite și sticle cu apă fără probleme. Pentru, da, sunt uh, pentru toți uh, participanții. Apoi se poate veni cu umbrele de dimensiuni reduse, adică cu tijă telescopică, nu tip baston, uh -huh. da? Da. Steaguri cu suport din plastic, nu din lemn sau metal. Uh, se poate veni cu un pacar de ce reprezintă comunitatea de proveniență. Încă un lucru, uh, radiourile de mici dimensiuni pentru ascultarea traducerii. Specific, faptul că această uh, transmisiune, evenimentul de la Iași va fi transmis, bineînțeles, pe TVR, da. este Televiziunea Națională, da. are, este broadcasterul uh, oficial, uh, dar, din punct de vedere al radioului, uh, Radio Iași va fi cel care va transmite pe toate frecvențele acest eveniment. Așadar, există posibilitatea venirii cu un radio mic. Cu căști și să fie ascultată traducerea, traducerea simultană simultan. a cuvintelor Papei. Care este e? cea mai lungă, cel mai lung mesaj pe care îl va avea Papa pe teritoriul României. Va fi la ea și atunci, pe lângă subtitrarea de pe ecranele care vor fi amplasate în piața din fața Palatului Culturii, da? Există și această posibilitate de a asculta traducerea prin uh, radiourile radio. sau sunt telefoane care au uh, a, care radio. Au, da. Da, da, da. Din da. păcate, după câte știu, uh, telefoanele noi nu prea au <laughs> acest radio, adică mă refer la Strict la aplicație de radio, nu de internet, care recepționează. Că se se găsește. Pentru că, că, ei, se da. descurcă. Pentru da. că da. cu siguranță, internetul nu prea va mai funcționa. În zona respectivă, bun, sunt da. convins că nici telefoanele mobile nu vor funcționa chiar foarte bine acolo, pentru că este o zonă da. de blackout, tocmai din motive de securitate. Da, dar pentru radio, pentru frecvența aceasta, da, da, poate fi radio, da. recepționat. Se poate veni cu un aparat foto, am rămas surprins și eu, da. se poate veni sigur, uh, Am pentru copii, este port baby da. pentru cei mici, apoi se poate veni cu un căruț transport nou născut, pe cât posibil pliabil, pentru a nu ocupa un spațiu prea mare și apoi uh, se poate intra cu dispozitivele pentru persoanele cu handicap locomotor. Împinse, sau da. autopropulsate. Iarăși de dimensiune rezonabile. Acestea sunt restricțiile și permisiunile care pot fi, da, care Bun, sunt dar... stabilite pentru această întâlnire. întâlnire. Bun. De la ce oră pot să vină în Piața Unirii cei care s-au înscris, dar chiar și ieșenii care vor să, să vadă pe Papa Francisc? Pelerinii vor veni cu trenul vor veni cu autocarele și vor veni cu mașinile mici. Sunt aproximativ 400 de autocare, ca să o luăm așa într-o ordine, da. vor fi uh, parcate pe malurile Bahluiului, da, pe splaiuri. Da. Mașinile mici vor fi uh, parcate în uh, aceste mari centre comerciale, de la intrarea în Iași. Era metro ca să spunem. Și din aceste parcări din marele magazine comerciale, vor fi preluați pelerinii cu mijloacele de transport în comun ale municipalității. Dar care au trecut inscripționate? Mașinile oricum se vor opri A, acolo da, și da, da. de acolo vor fi preluați pelerinii. În schimb, cei care vor veni cu autocarele până, pe, până la Bachlui, va fi ușor de ajuns. Da, Apoi și cei care vor veni. Cu trenul, de la gara, nu este multă... Corect, și se corect. De la ce oră totuși? De la ora, exact, de la ora 11 uh -huh. se vor deschide aceste porți de intrare uh -huh. în perimetrul securizat. Asta înseamnă că trebuie avut în vedere să se vină din timp. Dacă da. cei care vin se lasă pe ultimul moment, amintesc că la ora 16 se închid, porțile da, de acces în acest perimetru. De aceea e bine să se vină din timp. Lumea să-și ia în calcul faptul că dacă vor veni ca să ajungă la ora 11 când se deschid porțile, să aibă la ei o, o un mică gustare exact. cu care pot veni cu o sticlă de apă, suc, dar să nu fie sticlă de sticlă, ci să fie sticlă de plastic. Peturi. Din peturi, acestea, dacă da. nu vreți să veniți cu sticla, veți găsi acolo, se va, se va distribui și da. și astfel de... Trebuie apă. să asigurăm pe toți că vor fi puncte de prim-ajutor, dacă se întâmplă să fie în anumite situații, noi nu ne dorim, cum spun la puțin probabil, adică da. sperăm să fie da. puțin, dar sigur, dacă se va întâmpla fiecare dintre cele șapte zone, opt zone, și Catedrala, da. vor avea puncte de prim ajutor. Uh, și atunci uh, lucrul ăsta este acoperit. Vor fi toalete ecologice, aproximativ 300 de toalete ecologice este distribuite în zona zi... respectivă, chiar și pentru persoane cu dizabilități. Um, Eu vreau să vă întreb un lucru, Părinte. Dacă cei, zona online, a spus că este spre intersecția cu Elena Doamna, nu vor putea să vadă ce se întâmplă în fața Palatul, Palatului Culturii? Um, toți cei care vor fi și pe în zona respectivă Anastasie Panu, adică de la Moldova Mall, dacă Bun. pot folosi cu Corect, da, așa, da, da, da. până spre Elena Doamna, da. uh, spațiul rezervat online, uh, vor putea să vadă, să asiste, să simtă pulsul evenimentului, pentru că vor fi ecrane, uh -huh. vor, va fi o sonorizare foarte bună și papa va trece și prin mijlocul lor. Pentru că asta este foarte important, da. de asta este și o zonă, și aceea este o zonă securizată. Da. Și Papa va ajunge cu Papa Mobilul și va saluta și pe aceștia. Și pe aceștia. Va merge în mijlocul lor. De deci ce este important, era important să se înscrie în primul rând, cum spuneam, în parohii, pentru acea zonă și mai restrictivă, dar și pentru cei care se înscriu online au această șansă de a-l vedea pe Papa de aproape. Și de asta este important, pentru că vor simți, oricum, împreună cu ceilalți din da. jur, vor simți uh, uh, acea frumusețe, energia, emoția uh, evenimentului și cred că va fi așa. Mai știu că mulți, și cred lucrul ăsta, că mulți vor veni din curiozitate și vor sta în toate zonele că va fi de, la distanță și aceștia vor putea să-l vadă pe papa și vor simți și ei, uh, pentru că vor fi, spuneam, ecrane și sonorizare foarte bună. Doar Hai. că mai cred că din mulți curioși, vor rămâne mai mult și vor pleca câștigați de la această întâlnire. Este cât a, se poate de Întâlnire. Da. Bun. Revenind la măsurile de securitate, am înțeles că în acea zonă restrictivă, iar zona de la Catedrala Romano-Catolică este și mai restrictivă. Acolo sunt și persoanele mai cu probleme, sunt vârstnicii și bolnavi. Aproximativ 700 de bolnavi fi acolo și vârstnici vor fi în catedrală. în catedrală. Și accesul lor va fi făcut pe colonel Langa, dinspre. Da. Peco din, exact. din da, zona da, da. respectivă Vreau să vă întreb pentru că Și-au anunțat prezența Și oficialități Va veni președintele României Din câte am înțeles și premierul României Va fi prezent Vreo 15 ambasadori acreditați a oficialitățile unde vor sta? Unde vor fi, să spun... Există un loc uh, în fața scenei. Uh, acolo vor fi și preoți, vor fi și persoane consacrate, dar uh, și aceste oficialități invitați, nu doar uh, din mediul politic, nu. conducători, dar vor fi oameni uh, care au fost în, și sunt în slujba comunității medici. Uh, apropie, uh, iarăși, uh, cei care au uh, titlul de cetățean de onoare cetățean de, de exemplu sunt da, oameni da. care sunt implicați în viața comunității și uh, există această invitație comună din partea episcopiei romano-catolice de Iași și a primăriei municipiului Iași, Iași și uh, sunt uh, iată invitat să fie uh, alături și să reprezinte uh, și uh, mediul universitar și uh, toate medicina așa. și toate aceasta. și sigur mediul uh, și zona aceasta politică. Dar uh... da. Eu vreau să vă să vă mai întreb un lucru. Suntem la finalul emisiunii. Uh, vă va... Cât va dura vizita a Papei, și ce trebuie să facă cei prezenți după ce se va termina această vizită? Sigur. Trebuie să se înarmeze, în primul rând, cu un pic de îngăduință da, și cu răbdare, și să participe la, așa cum spunem la ea, și întâlnirea Mariană cu tinerii și familiile. De asta să amintesc că tinerii vor avea și ei un loc special în okay. fața acestei scene va fi aproximativ o oră jumătate Papa în mijlocul nostru și îl vom privi, vom asculta mesajul și uh, vom cânta, vor fi broșuri speciale pentru toți da. cei prezenți pentru a vedea desfășurarea evenimentului cântările, rugăciunea exact. care uh, va fi rostită de Papa Francis special în fața icoanei Maicii Domnului care a venit, a venit apropo în catedrala, în catedrala noastră din ea și rămâne până acel moment dar după ce se termină întâlnirea cu Papa S-a organizat și credem noi de bun augur un concert cu uh, maestrul Gheorghe Zamfir care pe perioada de defluirii uh, va fi uh, așa încet oamenii apoi să plece mm -hmm. și să se îndrepte spre spre mașinile lor vor fi preluați iarăși de uh, Volunari. Transportul în comun. Și da, bine, da. Și eu să spun și un cuvânt despre acest lucru, și fiecare vor fi, toți cei de acolo vor fi direcționați spre mijloacele lor cu care au, au venit, venit. La, la Iași. În liniște, și noi credem că va fi o liniște, așa cum credem noi că suntem obișnuiți în, în astfel de, de, de evenimente. Voluntarii să amintim și de ei Suntem la final, Vor fi, vă vor fi uh, multe zone, vor fi 20 de puncte de informare Împreună cu uh, voluntarii de la episcopie și cei de la primărie uh, Vor fi cei care îi vor direcționa Vor fi în ajutorul uh, pelerinilor De aceea să nu le fie frică Știu că va fi, unii gândesc, va fi un haos în oraș Nu va fi ușor, trebuie să fim realiști Dar vor fi voluntari pe trasee Pentru a fi direcționați noștri. Vor fi indicatoare, multe uh, 100, da. Multe Ia, indicatoare iar spre acum acest... Uh, Părinte, trebuie să recunoaștem că ieșenii sunt îngăduitori și vă spun și de ce. Totdeauna când sunt zilele Iașului Sfânta o Parascheva, ieșenii înțeleg, sunt mai calmi, mai relaxați, pentru că Iașul în fiecare an, în luna octombrie, este vizitat de 200, 250, de, poate chiar mai mult de 250.000 de, mii de pelerini. Da. Mulțumim foarte mult pentru uh, prezența la emisiune. Să da, domnul, să nu avem înregistrat niciun incident, dar niciunul cu ocazia vizitei sanctității sale și totul să decurgă, cum se spune, ca la cart. Doamnelor și domnilor, înainte de a pune punct ediției de astăzi, vă rog foarte mult să țineți cont de, de, recomandări, nu veniți asupra dumneavoastră cu acele obiecte interzise, de ce? Pentru că puteți trata această întâlnire, este o întâlnire istorică pentru uh, comunitatea noastră locală din Iași. Până data viitoare, cele bune, la revedere!